Secolul al XV-lea pentru Moldova poate fi socotit cu aproximație drept perioada cea mai vastă din istoria sa, cu excepția unui sfert de veac. Domnitorii Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare, dintre care ultimul cu o îndelungată ședere pe tronul Moldovei, au adus mai multă stabilitate decât oricare alt domnitor pe tot parcursul perioadei medievale a țării. Tendința de a particulariza acest veac devine insistentă pe măsură ce se fac noi descoperiri în arhive române sau străine, cum la fel avem de-a face cu o tentativă de nobilare a secolului XV în Moldova. Poate că ambele reacții nu sunt tocmai improprii. În istoria statelor feudale românești, fluiditatea situațiilor, răsturnările raporturilor de putere, schisma, au fost frecvente, însă nu permanente, așa cum ne lasă să credem, diversi autori de reconstituiri istorice, pentru a nu spune revizuiri istorice, cu un pronunțat caracter antinațional. Vom încerca în această ediție să pătrundem în lumea dominată de figura lui Ștefan cel Mare. Despre Alexandru cel Bun ne-am ocupat într-una din edițiile trecute cu ajutorul invitațiilor noștri astăzi, domnul dr. Ernest Oberlander Târnoveanu, director al Muzeului Național de Istoria României, și domnul profesor universitar dr. Șerban Papacostea, impresionanți ambii prin acuratețea cu care vorbesc și stăpânesc acest domeniu de cercetare. Bună seara, domnule profesor Papacostea! Bună seara și vă mulțumesc de invitație! Bună seara, domnule dr. Oberlander! Bună seara și vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru interesul pe care l-a arătat istoriei mai vechi sau mai noi a României. Ascultătorii ne pot scrie la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa www.romania-actualități.ro. În ce formule regăsim stabilitatea statului feudal Moldova sub domnia lui Ștefan cel Mare? 47 de ani de domnie, sigur, durata domniei și multe războaie, adevărat. Da, da, dar cu atât mai mult e remarcabilă stabilitatea și continuitatea și ați făcut foarte bine că ați subliniat opera precursorului, bunicului, Bunelu, Alexandru cel Bun sau Bunelu, cum spune Iorga, că de fapt asta înseamnă cel bătrân, cel Alexandru I, care a pus pe baze solide organizarea statului în condiții dificile. Mai mult cu armele diplomației și ale abilității în problemele interne și internaționale, mai puțin s-a ferit, nu total, de folosirea armelor. Ștefan, nepotul, a desfășurat pe toate planurile, intern și extern, o acțiune continuă care a asigurat în vârtejuri, asta este de subliniat, continuitate, aproape o jumătate de veac de domnie, în care preocuparea sa principală pe plan intern a fost asigurarea puterii centrale, după dificultăți întâmpinate serioase în prima etapă, până la înfruntarea cu regele Ungariei Matias Corvin și celebra bătălie de la Baia, pe care istoriografia ungară, cea medievală, din vremea lui Matias Corvin și cea moldoveană, le prezintă fiecare ca o victorie. Adevărul este undeva la mijloc. Într-adevăr, a fost o victorie moldovenească, pentru că Matias Corvin a trebuit să părăsească țara fără să-și fie atins obiectivele, dar Ștefan cel Mare a înfruntat atunci prima probă grea a stabilității domniei, și anume, mă refer acum la un document pe care l-am adus cu ani în urmă din Polonia, din care rezultă o relatare făcută regelui Poloniei de serviciile lui speciale, erau și atunci, sunt și astăzi, din Moldova, din care rezultă că, într-adevăr, Ștefan a câștigat bătălia de la Baia și l-a silit pe Matias Corvin să părăsească țara, dar că imediat după retragerea lui Matias Corvin a executat 20 de boieri mari prin decapitare și vreo 40 de boiernași prin tragere în țeapă, echivalentul spânzurătoare, pentru că în evul mediu unul din privilegiile nobilimii era că nu puteau fi spânzurați, erau decapitați, pentru că au trădat în timpul bătăliei și unii chiar pedepsiți pentru că nu au luptat cu suficientă strășnicie. Și atunci a fost o primă manifestare a hotărârii lui de a-și impune voința în raport cu
vorbim, o primă manifestare dură, pe care justițiară, pentru că prima manifestare a fost chiar când a luat domnia și a organizat o adunare a țării la direptate, pe când pierdește confirmarea de către țară a domniei, în prezența mai mare lui bisericii, deci că puterea nepomniei este putere lumească și putere spirituală, ambele întrepătrunse, cu mitropolitul de atunci Teoctist, care l-a consacrat. E, bătălia de la Baia și urmările ei marchează deosebirea între cele două mari etape ale domniei, perioada în care încă a fost puterea lui subminată de facțiunile boierești, la hotar, mai întâi în Polonia, pe urmă în Ungaria, pândea predecesorul lui pe care l-a izgonit Petru Aron, pe care în anul următor bătăliei de la Baia, 1467, să subliniem pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu domeniul, l-au atras într-o cursă boierii sub conducerea lui Ștefan și l-au lichidat. După aceea nu mai există mișcare secesionistă din partea și grupuri de boieri rebeli față de domnie. Dimpotrivă, prin politica lui internă, de atunci a reorganizat și armata, a dezvoltat și o politică socială nouă, extinzând de la boierime, de la mica boierime, la țărănimea liberă, obligațiile militare. Domnule profesor, da, iertați-mă că vă întreb, ce vârstă avea Ștefan cel Mare în lupta de la Baia? Era născut probabil în 1433, după ultimele cercetări, da, deci avea 34 de ani. Da, în floarea vârstei. Da. Floarea vârstei. Vă întreb, domnule director Oberlander, era o cutumă la curțile princiale, la curțile regale, ca urmașul la tron? Sigur, noi nu am avut aceeași formulă occidentală a succesiunii la tron, dar urmașul la tron era pregătit? Pentru că la 34 de ani să ai atâta dârzenie, să ai puncte de vedere foarte și deschise, dar și categorice, să-ți cunoști sau să țintuiești inamicul, adversarul, și să iei toate măsurile pentru a-ți conserva funcția, respectiv domnia, asta cere totuși ca cineva din spate să-l fi învățat. Nu erau școli cum sunt astăzi școli de guvernare. Da, fără îndoială, pe lângă școala vieții și principii țărilor române, din păcate au avut o foarte dură școală a vieții. Ștefan cel Mare a avut și o educație. Știm sigur că vorbea slavona, ceea ce înseamnă că și știa să scrie. Experiența morții violente a tatălui său a fost urmată de exil. A trăit în străinătate, unde a venit în contact nu numai cu obiceiurile și cu regulile curților străine, dar a primit informații mai detailate privind tehnica militară. Este o epocă în care războiul se modernizează foarte puternic sub influența armelor de foc. Sigur, capătă și o experiență diplomatică, cunoaște lumea, ca să zic așa. El, la rândul lui, și aici este un alt element de stabilitate, își pregătește cu foarte mare grijă succesiunea. Este un alt pilon pe care Moldova lui Ștefan s-a bazat și a asociat fiul pe Alexandru și i-a dat încă de timpuriu sarcini importante în una din zonele cele mai expuse ale țării, în partea de sud a țării. De asemenea, a pregătit cu multă grijă succesiunea lui Bogdan al III-lea, pentru că, în ciuda faptului că în țările române nu exista principiul dinastic occidental al primogeniturii, noi nu putem să spunem că principiul dinastic din ambele țări române nu exista. Principiul acesta dinastic al osului domnesc este un principiu legal, sigur, nu atât de eficient ca și cel occidental, dar limita sub o formă sau alta accesul la putere. Sigur că în ultimă instanță, datorită moravurilor vremii, mulți puteau să dovedească că sunt de os domnesc și Ștefan cel Mare, deși este astăzi considerat de Biserica Ortodoxă drept un sfânt, a fost un om, ca toți oamenii, cu pasiuni, cu dorințe și a trăit viața din plin. Și asta a făcut ca o bună parte, încă multe decenii după moartea lui, genele lui Ștefan să vină la putere în Moldova, Petru Rareș și apoi prin fiii săi.
Putem vorbi sau e o îndrăznelă nefondată dacă introducem și termenul de Moldova putere regională? Nu. Așa cum a ridicat-o el, pe baza organizării interne, a consolidării forței militare, Moldova a fost putere regională și prin inițiativele pe care le-a luat el, câteva dintre ele, a fost chiar un factor european, mai ales după bătălia de la Vaslui, Podul Înalt, unde s-a dovedit solidaritatea clasei boierești și a luptătorilor în general, boierime mare, boierime mică, țăran liber, pentru că el a atras în aria forței militare țărănimea liberă, s-a impus chiar pe plan european. Ecoul a fost la Roma, la Veneția și atunci când s-a angajat în politica anti-otomană, este un istoric polon, maovist, de mare valoare, care subliniază lărgimea orizontului lui și acțiunii lui diplomatice, care a cuprins și lumea tătară din sudul Rusiei și pe Uzun Hasan în Asia Mică, în Orientul de Mijloc, și puterile europene, încât dovedește și o concepție extrem de largă, extrem de largă la nivel european. Cât privește continuitatea, efortul lui de a asigura continuitatea domnească, e semnificativă informația unei surse italiene că de pe patul de moarte s-a ridicat când unii boieri au încercat să impună altă soluție de continuitate dinastică, s-a ridicat de pe patul de moarte, executat pe câțiva dintre ei, da, și și-a impus voința. Ideea că Moldova este o țară săracă, cel puțin pentru vremea lui Ștefan cel Mare, este falsă. Ștefan cel Mare, el însuși este implicat în activități comerciale. Asta vine încă o dată în contra ideii noastre că boierimea și principii români și că, în general, românii mediu nu au excelat în comerț. Ștefan cel Mare folosește din plin resurse pe care le obține din comerț. Am găsit un document din anii 1470 în care, într-o singură operațiune comercială, Ștefan cel Mare vinde unui negustor din Raguza, care este mandatatul unui negustor din Ancona, 2000 de piei de bivol cu un ducat bucata. Este aproape valoarea tributului Moldovei într-o singură tranzacție. De asemenea, din scrisoarea pe care Ștefan o trimite după bătălia de la Baia regelui Poloniei, el spune că partea devastată de regele maghiar acoperă tributul Moldovei. Deci pierderile numai din câteva ținuturi, Bacău și Neamț. Da, dar mai ales ocnele de sare de la Trotuș, alea în câteva alte izvoare decât cele amintite de dumneavoastră. Sare care ajungea până în Croația de astăzi. Era o sursă de venit excepțională. Și impozitabilă. Înțelegem. Absolut, deci nimeni nu putea să facă contrabandă cu sare pentru că aia nu o poți duce în buzunar. Și mai avea o resursă importantă, drumul comercial care lega Polonia de Marea Neagră. Între Europa și Orient. Europa Centrală și Orient, atâta timp când până la cucerirea Constantinopolului de către turci și închiderea strâmtorilor, drumurile comerciale întreținute de italieni legau Asia Centrală, Extrem Orient, cu Marea Neagră, pe de o parte spre Mediterana, pe alta pe cele două drumuri comerciale importante, prin Moldova, Cetatea Albă, Chelia, spre Polonia și de acolo spre Occident, pe Dunăre, spre Brașov și pe urmă spre Ungaria și așa mai departe, încât astea au fost surse importante. Iorga, într-unul din eseurile, scripirile lui, spune drumurile comerciale la originea statelor românești. Drumul a făcut statul. A exagerat puțin în momentul descoperirii, dar a fost unul din factorii de putere ai Moldovei și Ștefan a știut în conflictele lui cu genovezii, că genovezii au controlat în primul rând masiv Marea Neagră, comerțul Mării Negre, a știut să-și impună și să tragă atât cât a putut mai mult din exploatarea acestui drum comercial important. Poate că ascultătorii noștri se întreabă despre ce Moldova vorbim, despre Moldova istorică, pentru că drumurile pe acolo treceau. Asta include, pentru includea și există decât o singură Moldova. Și Basarabia, provincia de mai târziu Basarabia. Da, Basarabia, care era altceva la origini. În primul rând, în terminologia polonă și moldoveană, Basarabia era țara românească. Plus fâșia aceea din nordul brațului nordic, da, care era stăpânirea țării românești într-o vreme. Moldova nu este decât un singur stat care se întinde de la Carpați la Milcov. În vremea lui Ștefan ajunge la frontiera Milcovului, pe brațul Chiria, Marea Neagră,
Prut până la Ceremuș, la frontiera cu Polonia. Aceea este Moldova, nu există altă Moldovă în realitate. Există în devenire ei că la început Moldova a fost un ducat, cel întemeiat de Dragoș în nord, la Baia, cu centru la Baia, țara de sus, care după un timp a absorbit și sudul, ceea ce numim sudul Moldovei, țara de jos. Dar domniile și Ștefan cel Mare a desăvârșit, Alexandru cel Bun și pe urmă Ștefan cel Mare a desăvârșit această sudură, a sudat cele două Moldove originare. 47 de ani de domnie pentru Ștefan cel Mare, suficienți am putea spune astăzi pentru reformarea unui stat. În epocă însă domnitorul nu făcea altceva decât să urmeze o tendință europeană în politica de administrare a țării. S-a scris mult și despre neînduplecarea vecină cu cruzime, ați și spus la început, domnule profesor Babacostea, în exercitarea funcției administrative, în ce stadiu și cum ați caracteriza relațiile sale cu membrii sfatului domnesc, cu elementele puterii executive. Ați introdus un element, pentru că Ștefan cel Mare se folosea, prin acordarea de privilegii, se folosea de câteva categorii sociale. Dacă nu mă înșel, cred că 110 boieri făceau parte din sfatul țării. În principiu erau toți boierii, cei numiți boieri, unii cu dregătorii, că boier era stăpânul de domeniu recunoscut de domnie seniorul, prin da. Privilegiu. Erau pe urmă cei din aparatul central, cei mai apropiați de domn, cu marile dregătorii, marile vornic, marile logofăt, armașul și ceilalți. Pârcălabul, vin la administrația locală, în fruntea cetăților, regiunea, a orașelor, erau pârcălabi și Ștefan a dezvoltat această instituție a guvernării locale, a legăturii dintre centru și guvernarea locală prin cetăți. A fost un mare constructor de cetăți, între altele, și de biserici, care erau și alea cetăți ale puterii, și în fruntea lor erau pârcălabii, care aveau și ocolul târgului sau al cetății. Acelea au fost instrumente de guvernare locală. El a dezvoltat mult ceea ce începuse bunicusul, controlul de la centru prin organe locale. Și mult a sprijinit boierimea mică, care era o categorie intermediară între țăran liber și boieri, care a contrabalansat puterea marii boierimi și mai ales prin acea categorie de milite, să spunem cu termen latin, de cavaleri ridicați dintre țărani pe câmpul de luptă, viteșii, acei care se remarcau în luptă, îi ridica în rândurile nobilimii și așa a reușit între Baia, unde încă a avut defecțiuni serioase pe care le-a reprimat, și bătălia de la Vaslui, unde a avut solidaritate totală și până la capăt a avut solidaritatea, n-a mai avut defecțiuni. Iar acolo e un pasaj frumos dintr-o relatare germană, când în momentul când turcii năvăleau cu urlete cumplite și a avut un moment de descumpănire. A venit unul dintre cavalerii sau boierii aceștia și a spus: nu te teme, Doamne, căci îți vom sta alături și Dumnezeu ne va ajuta. Un moment psihologic important, important și chiar aș zice emoționant pentru cine îl simte pe Ștefan cel Mare, în momentul ăsta când o țară întreagă a fost solidară cu el, bătăl, și i-a dat cea mai strălucită victorie din toată. Solidaritatea aceasta de care vorbiți, domnule profesor Păvacostea, ține mult de individualitatea domnitorului? Sunt puține cazuri de solidaritate în istoria noastră medievală. În primul rând, vă reamintesc că totuși și-a făcut-o și cu sa mai întâi, a știut să și reprime, dar după aceea a reușit prin politica socială de sprijinire a păturilor de jos, amestec de severitate și de avansuri, privilegii acordate sau ajutoare acordate acestei categorii, pe urmă prin asocierea la Marile Victorii și pe urmă prin prezența lui în toate centrele țări, prin bisericile pe care le ridica. Bătălia și biserica. Călătorea des prin țară? Cred că da, da. Da, urmărind documentele, poți să refaci itinerarii. În practic a fost aproape tot timpul pe drum, de la o curte domnească la alta, sigur, și pentru a cunoaște țara și pentru a judeca eficient, imediat la fața locului
și pentru a consuma produsele care erau mai simplu de adunat într-un centru decât de transportat până la Suceava, să zicem, sau în altă reședință importantă. Este o practică normală, ca să zic așa, într-o țară și într-o vreme în care drumurile erau proaste. Poate și unul din motivele geopolitice pentru care Moldova a fost o nucă tare și n-a putut să fie spartă, a fost că nu era o țară tipică pentru a purta războaie de către armate mari, bine organizate, care trebuiau să fie aprovizionate. Era o țară totuși împădurită, cu râuri, cu naștini, cu un teren foarte greu de dificil. Străbătut. Și, sigur, și cu o populație care era suficient de mobilă atunci când primea ordinul să plece. Fără îndoială, era o mare durere să-ți lași averea, casa, averea, da. Să dai foc grânelor, să te duci în codru sau la munte, dar, ca să zic așa, privită în termeni de interes de stat, ca să zic așa, populația a făcut-o. Însă, Ștefan cel Mare a fost în același timp și un conducător suficient de elastic. Este de flexibil, este momentul 1476. Pe de o parte, Oastea cea Mare a rămas alături de el și, practic, constatăm că după bătălia din vara lui 1476, majoritatea vechilor membri ai sfatului domnesc, boieri importanți de viță veche, au pierit. Au pierit. Și începe să se ridice o clasă nouă de boieri. Deci a fost un schimb de ordine socială produsă și de război. În același timp, în timpul acelei campanii, Ștefan cel Mare a trebuit să lase țăranii să se întoarcă să-și apere gospodăriile. A fost o mare criză, pentru că ea se putea transforma într-o catastrofă. Ștefan cel Mare a considerat că se poate încrede în oamenii săi, în așa fel încât să-i lase o vreme să-și pună la adăpost familiile. Cei mai mulți s-au și întors și au continuat campania în așa fel încât bilanțul general al campaniei din 1476, deși Mahomed al II-lea ajunge până la Suceava, nici o cetate importantă n-a fost cucerită și armata otomană, osilită de foame și de molime, trebuie să se întoarcă. Da, practic a fost un bilanț favorabil. Deci a fost un bilanț favorabil cu o criză foarte gravă pe care înțelepciunea diplomatică a lui Ștefan a rezolvat-o. Putea să fie punctul final al domniei lui. Abia în 1481 s-au mai întâlnit pe câmpul de luptă moldovenii cu otomanii. Da, nu numai. Au mai fost campanii destul de... Uneori turcii au ajuns până aproape de nordul țării. Însă nu nimic comparabil cu campania condusă personal de Mahomed al II-lea. Aia a fost o campanie imperială, însemnând concentrarea trupelor din Europa și din Asia, artileria, flota... Judecată la altă dimensiune și cu alte resurse. Și a considerat absolut necesar să repare dezastrul de la Vaslui, care pusese în mișcare o parte din Europa. A crezut că a sosit momentul să se coalizeze cu toții. Iar cât privește refacerea lui și după înfrângerea de la Valea Albă, spune fost cronicarul din secolul 17, că biruit fiind, se ridica deasupra biruitorilor. Altă mare calitate a lui, că nu se lăsa doborât. Și un maestru a folosirii terenului. Deci asta este probabil jumătate din calitatea lui, dacă nu mai mult, din calitatea lui de militar, este aceea de a-și adapta... O bună pregătire genistică a terenului, da? Da, o bună cunoaștere a terenului care face să transforme situații de criză în situații de avantaj. Un trafic mare, domnule director Oberlander, și constant de bunuri între Orient și Europa presupune și o circulație monetară activă. Vă întreb... A avut Moldova o monedă proprie? S-a vorbit despre zlotul moldovenesc sau românesc, chiar în condițiile iminentelor dispute armate cu vecinii săi. Ei amenințau și libertatea, libertatea de guvernare, libertatea economică, acest 34 de ani de, totuși, de conflicte. Moneda e importantă, totuși, arată semnele unei putere, a unei independențe, s-ar putea socoti și în alt fel. Da, fără îndoială... Asta a scris că nu prea a avut valoare. Nu, n-am. Sigur, este o analiză... În revista Muzelo din 2005 am găsit un articol semnat dumneavoastră. Da, am însă un studiu mult mai consistent în cercetări numismatice. Pentru ascultător trebuie să fac o mică introducere. În Evul Mediu, ca și astăzi de altfel, existau monede de cont și aici este zlotul tătăresc sau zlotul românesc sau moldovenesc, care este o monedă de calcul în care se converteau orice alte monede reale și moneda reală bătută în metal.
Moldova a început să bată monedă în vremea lui Petru I și a continuat să bată și în vremea lui Ștefan cel Mare. Mai mult decât atât, în vremea lui Ștefan cel Mare a avut loc o reformă monetară care a aliniat standardul monetar moldovenesc la ce credeți? La moneda otomană. Principalul dușman este în același timp cel mai important înțeleaptă în mișcare. Înțeleaptă în mișcare și tot, și asta vine tot din gândirea realistă a lui Ștefan cel Mare și a celor care l-au sfătuit, pentru că asemenea reforme monetare se făceau de, cu ajutorul unor specialiști care erau vameș, vistieri și oameni care știau să mânuiască banul și îi cunoșteau și forța politică, nu numai cea economică. Ștefan cel Mare aliniază moneda moldovenească la moneda otomană pentru că, în ciuda confruntării, Moldova este o enclavă economică într-o lume care este controlată de Imperiul Otoman. Marea Neagră, Balcanii, Crimeea, Caucazul, Anatolia sunt la vremea respectivă un agregat economic controlat de Imperiul Otoman, care controlează și inima acestui sistem, care sunt strâmtorile. În același timp, Polonia, deși este un partener economic foarte important, a fost mereu o țară cu monedă proastă, o monedă de valoare redusă. Sigur, contemporanul lui Ștefan, Matia Corvin, reformează și el moneda după o perioadă de criză, dar Transilvania este un partener economic important. Ștefan a preferat totuși să se alinieze la Imperiul Otoman din motive foarte prozaice. De acolo vin resursele și, în același timp, moneda otomană este o monedă de mare prestigiu, moneda de argint otomană. Este moneda în care se calculează, în care se fac mari tranzacții. Și deci acceptă... Sunt asemănări cu ziua de astăzi destule. Da, sigur. Fără îndoială, Moldova se caracterizează, după părerea mea, ca o țară, în vremea lui Ștefan și imediat după, ca o țară în care întâlnim foarte multe elemente care ar fi anunțat apariția unei burghezii. Faptul că boierii și însuși principele fac comerț. Ștefan are o politică economică foarte clară. Intenția de a ocupa Chilia, arderea Brăilei, sunt măsuri prin care Ștefan încearcă să controleze un segment important din comerțul Mării Negre și comerțul dunărean. Cu prețul confruntării cu Ungaria, cu prețul confruntării cu țara românească, inclusiv cu ruda lui, cu Vlad Țepeș, nu mai zic de Radu cel Frumos, și sigur că aceasta este și un motiv pentru ruperea relațiilor cu Imperiul Otoman. Atacul împotriva țării românești este folosit de Mahomed al II-lea ca un casus belli, un pretext pentru a trimite acea campanie nebunească în iarna lui 1475, când trupe din Albania vin de-a curmezișul Balcanilor, ajung în Moldova ca să lichideze un centru de agitații care nu este numai politic și militar, dar este și un centru de pericol economic pentru Imperiul Otoman. Domnule profesor Papacostea, ne întrebăm sub ce garanții financiare din partea apusului s-au purtat luptele între Coaliția Creștină și trupele Imperiului Otoman. Adică dacă Ștefan, el a fost asigurat că va primi niște bani pentru... Da. Mai ales după 1475. Da, promisiuni. Promisiuni. Banii urmau să vină prin intermediul lui Matia Corvin, care a știut să și păstreze pentru el, în general. Nu, cred că a făcut războiul cu mijloacele proprii, cu resursele excepționale de care dispunea și s-au pomenit câteva, între care drumurile comerciale, și să nu uităm că până la un moment dat, până în 1475, când Imperiul Otoman a început să-și extindă puterea în nordul Mării Negre, mai întâi cucerind pozițiile genoveze din Crimea, Cafa mai ales, care era centrul unei vaste rețele de comerț internațional, până atunci încă linii importante comerciale scăpau controlului otoman. Și, încă o dată, drumul comercial a fost una din sursele principale ale avuției lui. Ce a spus domnul profesor Oberländer cu atacul împotriva Brăilii, asta ne readuce... Erau atacuri preventive. Nu, aici a fost chiar mai mult decât o veche rivalitate comercială, cele două drumuri. Iorga le-a studiat în Chilia și Cetatea Albă și în alte lucrări, rivalitate care, pornită pe terenul economic-comercial, s-a dezvoltat până la ajunge războaie de înlocuire a domnilor cu domni dependenți, iar atunci, când a pornit temeinic împotriva țării românești în 1473 și și-a impus
propriul lui domn în țara românească, atunci Imperiul Otoman s-a simțit grav amenințat. Linia Dunării era poziția defensivă și bază pentru noi cuceriri, pentru Imperiul Otoman. Ce încercase Vlad Țepeș să fac când a luat în șir cetățile pe malul celălalt. Pe malul celălalt și pe malul ăstălalt câte aveau. Asta era perspectiva și a politicii lui Ștefan cel Mare, că el atunci s-a angajat direct în politică anti-otomană, de proprie inițiativă. Așa încât, cred că în general, cu resursele proprii, în legătură și cu genovezii cu care când era în conflict, când, dar a avut consilieri și financiari, marele vistier sau în orice caz, Vameșu, da. Parcă Dorino Cataneo, da. Mi se pare că se numea, era genovez cu altă experiență financiară decât aveau ai noștri. A simțit nevoia aceasta, încât nu cred că a primit resurse pecuniare nici din partea Poloniei, nici din partea Ungariei și nici speranțele lui că papa și Veneția îi vor trimite. Da, scrisoare elogioase a primit. Scrisoare elogioase, dar mai mult, mai semnificativ pentru noi istorici. Când Veneția, după bătălia de la Vaslui, care a adus o reputație europeană excepțională, a trimis un reprezentant diplomatic cu dispoziția să stea în continuu, e chiar indicația trimisă, și nu sta tot timpul la Suceava, ci umblă unde este și domnul ca să ne poți informa din orice loc este asupra situației reale, pentru că și Veneția la data era în război cu Imperiul Otoman și investea mari speranțe în acțiunea lui Ștefan, așa încât... Sigur, venețienii n-au mai intervenit în ajutorul Moldovei. Nu au intervenit, direct. Dar faptul însuși că au trimis un reprezentant cu sens de permanență e un semn. Trecerea dintre evul mediu la epoca modernă, trecerea de la soliile întâmplătoare la ambasadele de astăzi. Reprezentanțe permanente. Asta este un semn al integrării europene, nu încă mondializare, care e acum, dar integrare, și spune textual, umblă, mergi după el oriunde să te plase. Atât de importantă era în optica Veneției, sufocată de expansiunea turcă în Marea Egee, unde ei încă mai aveau poziții, atât de multă speranță investeau în acțiunea lui Ștefan cel Mare. Așa încât cred că a făcut război cu resursele lui pecuniare și cu oamenii lui. El a fost principala resursă, că a știut să solidarizeze o țară întreagă, inclusiv masa populară, ceea ce i-a dat efectivele importante. Vlaicu Pârcălav, în afara legăturii de rudenie cu domnitorul, era unchiul său bun, s-a dovedit un, conform cronicilor, un bun slujbaș al domniei lui Ștefan cel Mare. De la administrator al satului Chișinău la 17 iunie 1466, apoi guvernator al cetăților Hotin și Albă, până la funcția de prim sfetnic al domnitorului. În opoziție, acest Pârcălav Vlaicu, cu familii boierești ca Arbure, Gănescu sau Crăsnăș. În ce proporție, domnule director Oberlandă, se manifesta influența familiilor de boieri în relația cu domnitorul? Sigur că asta ar fi o insistență din partea mea acum, v-ați referit anterior la relațiile domnitorului cu boierii. Dar avem și familii de boieri care erau opozante la puterea domnitorului. Da, este... Dar avem și oameni care l-au servit. Este firesc, ca și în țara românească și în Moldova, exista o boierime foarte puternică. Sigur, forța lor venind din numărul de sate și de oameni pe care aveau alături. Principele Ștefan, în cazul nostru, se putea baza în primul rând pe rudele lui. Astăzi pare nepotism, dar în evul mediu aceasta era politica de cadre, ca să zic așa, să te sprijin pe rude. Fără îndoială însă că nici rudenia nu este pe de-a întregul acoperitoare și cumnatul lui este unul din cei care l-au trădat în bătălia de la Baia și va fi decapitat. Da. Ștefan a oscilat în toată domnia lui. Vedem că se sprijină foarte rar pe termen lung pe o singură persoană sau pe o singură familie. El încearcă să nu devină dependent de un grup anume. Periodic au loc epurări violente, ca să folosim un termen modern. Sigur, nu cauzate numai de bețiile prelungite care participă principele și când
se întâmplă să se înfurie pe cineva și să îi ia capul, dar au fost mai multe momente în care el a venit în coliziune cu boieri care au considerat că este prea puternic sau a căror interese erau mai degrabă să se ajungă la o înțelegere cu Imperiul Otoman decât să meargă pe linia continuă a confruntării. Sigur, acest lucru este absolut firesc în societatea medievală și nu este un caz special. Această latură a cruzimii sale, care a fost înfățișată mai ales în străinătate, ar arăta că avem de face și cu liderii sălbatici și cu popor înapoiat. Dar cred că n-ar trebui să uităm, totuși, modelul era cel de monarh absolutist. Da, în urmă, și în Franța, și toate țările importante ale Occidentului, în Evul Mediu, au avut de-a face cu astfel de scene. Cruzimea socială este o regulă care se aplică în tot Evul Mediu european, asiatic, nu există o excepție. Sigur, astăzi putem să punem în discuție executarea prizonierilor. Dar această soartă au avut-o și moldovenii care au căzut, lăsați în garnizoană în cetatea Dâmboviței, la București sau la Mangop. Au fost uciși sau vânduți ca sclavi. La rândul lui Ștefan dă ordin să fie executați prizonierii, boierii prizonieri din țara românească. Sau cazuri uneori de cruzimi aberante, când țiganii luați din țara românească sunt executați, trași în țeapă, spânzurați de zidurile Sucevei. Duși, pentru că era și un mare adunător de oameni, Evul Mediu e o perioadă de demografie deficitară. Toate țările simțeau nevoia mână de lucru în agricultură. Și conflictele erau dese. Da, sigur că și da. Și pierderile pe măsură. Deplasări de populație întregi făceau în cursul acțiunilor. Dar, în continuare, ceea ce ai zis dumneatale, ce a făcut cu prizonieri, miile de prizonieri poloni după bătălia din Codru Cosminului. I-a vândut, bine, au fost și execuții sumare, dar cei că s-au predat masiv, i-a înconjurat, i-a prins, i-a vândut ropi. Și aia a fost o sursă de venituri atunci și și-a... Deși practica legală era că prizonierul creștin poate fi răscumpărat, nu poate fi vândut ca sclav. Da. Principiile, știm care e raportul între principii și realitate, da. Imaginea asupra societății feminine de la curtea domnitorului Ștefan cel Mare este drastic restrânsă de lipsa informațiilor de la surse, însă și așa, pentru dumneavoastră, Mirela Văzăvan a insistat pe lângă domnul dr. Sorin Iftimi, cercetător la Centrul de Istorie și Civilizație Europeană din Iași al Academiei Române, pentru câteva lămuriri. Ștefan, în lunga sa viață, în lunga sa domnie, a avut într-adevăr mai multe mariaje, fiecare dintre doamne fiind remarcabile, însă așa cum era statutul epocii și mai ales la nivelul acesta al familiilor domnești, princiare, legăturile matrimoniale puteau să aibă această latură sentimentală, dar erau în primul rând alianțe politice. Ștefan, știm că a avut câteva căsătorii care au arătat opțiunea Moldovei pentru o alianță sau alta. În afară acestor alianțe strategice pe care le asigurau căsătoriile respective, ce spun izvoarele istorice despre statutul acestor doamne? Știm câteva lucruri dinaintea domniei lui Ștefan cel Mare. Doamna, cel puțin pe timpul lui Alexandru cel Bun și în perioada imediat următoare, a avut un statut propriu, a avut în subordine niște dregători ai săi. Documentele amintesc de un vistiernic al doamnei, de paharnicul doamnei, de postelnicul doamnei, chiar de un diac al doamnei care scria actele, ceea ce conturează existența unei curți a doamnei separate de cea a domnului, ce îi dădea și o anumită statură, dar și o anumită independență față de aparatul acesta slujitoresc al soțului său. Nu știm însă în ce măsură aceste lucruri s-au prelungit foarte mult în epoca lui Ștefan cel Mare, pentru că lunga sa domnie este o epocă de transformări. A introdus mai multe înnoiri față de epocile anterioare. Putem afirma că femeile aveau suficiente mijloace la dispoziție pentru a-și apăra propriile interese? Femeia, e un lucru știut, reprezintă partea aceasta nevăzută a lunii, partea nevăzută a istoriei și o surprindem mai greu. Însă sunt câteva lucruri care țin de cutuma epocii respective, care ne spun, de exemplu, faptul că exista un statut diferit al femeii în Muntenia și în Moldova. De exemplu, în Moldova se știe că la moștenirea averii unei familii, fetele intrau cu drepturi egale cu băieții, ceea ce în țara românească nu se prea întâmpla. Fetele erau înzestrate, primeau bijuterii bogate, haine bogate sau sume de bani,
dar pământul rămânea în moștenirea liniei masculine. Aceasta a influențat, poate, la un moment dat în Moldova, inclusiv modul în care s-a moștenit tronul. Femeile, părând să aibă ceva mai multe drepturi decât în țara românească, a fost mai ușor să se transmită drepturile la tron și pe linie feminină. Nu femeia ca atare putea să urce pe tron, dar putea să transmită soțului acest destre și în secolul XVI, cum sunt familii domnești, precum cea lui Pădurare sau Movilești, mai târziu, când se leagă de vechea familie domnească prin femeie. De altfel și copiii proveniți din afara căsătorilor puteau accede la tron. Da, exista o asemenea regulă. Oricum, domnii de altă dată trebuiau să-și asigure mulți urmași pentru că istoria era foarte agitată, plină de surprize și riscau să rămână fără urmași la tron. Dar, într-adevăr, și cei născuți în afara căsătorii, de obicei, din legături în acestea sentimentale, din ceea ce am numit astăzi iubire de suflet, iubire adevărată, erau de obicei și bărbați înzestrați cu calități naturale deosebite și, pe lângă sângele lor domnesc, calitățile proprii îi impuneau la un moment dat ca o soluție bună pentru tron. În încercarea noastră de a descoperi universul feminin din perioada medievală românească, iată că dăm și de legende la tot pasul. Acea poezie scrisă în veacul al XIX-lea despre mama lui Ștefan cel Mare are în spate o istorie reală sau e o legendă? Este, bineînțeles, o legendă. E foarte frumos exemplu dat pentru școlile de fete din vremea interbelică, când se studiau aceste lucruri la școală, ca exemple de femei virtuoase, ca niște matroane romane, antice, și care transmit fiilor lor o educație aspră și foarte serioasă. Dar episodul cu mama lui Ștefan cel Mare la Cetatea Neamțului, care își trimite fiul înapoi în luptă, să lupte cu vrăjmașii, nu s-a putut petrece în realitate, pentru că mama lui Ștefan cel Mare decedase cu mai mulți ani înainte, în 1465, iar episodul se petrece peste 10-11 ani. E un episod care seamănă foarte mult cu motivul din Sidul și se mai întâlnește în folclorul acesta medieval, occidental, circula un astfel de model didactic. Mai găsim în timpul lui Ștefan cel Mare asemenea modele feminine foarte voluntare, foarte energice, însă la fel, din legende consemnate peste 200 de ani sau peste un anumit număr de ani, cum este legenda Vrâncioaiei, cei 7 fii pe care îi pune la dispoziția Domnului care se întoarcă la luptă și se învingă pe vrăjmași. La fel, nu putem controla, ca venind din epocă și având un sâmbure de adevăr, cum se spune de obicei, ci sunt creații ulterioare atribuite epocii lui Ștefan cel Mare și e un lucru deosebit. Ștefan cel Mare este cel mai popular dintre domnitori, a rămas în memoria publică cu nume și prenume. În cazul lui Ștefan cel Mare, orice este vechi, măreț, curios, interesant, folclorul a pus pe seama acestui domnitor care a lăsat în urma lui o aură de legendă. Domnul dr. Sonin Stimi, cercetător la Centrul de Istorie și Civilizație Europeană din Iași, despre societatea feminină de la curtea domnitorului Ștefan cel Mare. Domnia și biserica, conform domnului Liviu Pilat în analele pune din anul 2005, acționau ca un singur corp politic. Au fost diferențe de vedere între biserica din Moldova și Constantinopol? Sau în ce raporturi se găsea domnitorul Ștefan cu mitropolitul Teoctist? Deosebiri între și divergențe între Moldova și Constantinopol au fost din vremea întemeierii statului, când sub Petru Roman și Ștefan Mușat, Patriarhia a refuzat să confirme mitropolitul ales de, care era rudă, cu, era din familia domnească, Iosif. Alexandru cel Bun, la începuturile domniei, în anul 1400, obține aprobarea de către sinodul și Patriarhia Constantinopolitană a mitropolitului, după care lucrurile au evoluat normal până când, în vremea conciliului de la Ferrara, Florența, sub presiunea împăratului Ioan al VIII-lea, paleologul, biserica, ierarhia bizantină a fost silită să accepte unirea cu Roma în condițiile de capitulare impuse de Roma, care a fost repudiată de o serie de biserici regionale, între care și cea a Moldovei. De-abia după cucerirea Constantinopolei, unde, să zicem, adeziunea sau poate complicitatea ierarhiei grecești e probabilă, pentru că e celebră formula, mai bine turbanul turc decât tiara papală. Cred că în 1472 sau aproximativ, Biserica Constantinopolitană a repudiat conciliul de la Florența, unirea.
Și atunci au început să se restabilească relațiile și cu Moldova, care a ieșit de sub obediența Constantinopolului în tot acest timp. Practic, 1473 se socotește că ar fi anul desăvârșirii, să spunem, administrării ecleziastice a bisericii din Moldova. Da, atunci s-a normalizat în sensul revenirii la ortodoxia constantinopolitană, când patriarhia a repudiat. Mitropolitul făcea parte din sfatul țării? Da. În vremea lui Ștefan cel Mare apare în chip repetat, uneori chiar și episcopii, că mai erau două episcopii de Roman și de Rădăuți. Era o condiție esențială pentru alegerea unui mitropolit, a prezența mai multor ierarhi. Da, în orice caz, Ștefan a știut să-și asocieze biserica, una, în primul rând, prin răsplătirea cu danii de domenii, cu ctitoriile lui. El e mare ctitor. Și aici se vede forța lui politică, a înțeles rolul acestei forțe în consolidarea solidarității în cadrul societății moldovenești. Am pus în paralelă cetățile cu bisericile construite. Sunt convergente. Chiar dacă unul e din domeniul vieții laice și altul din domeniul vieții spirituale. Domnule director Bernanda, Ștefan cel Mare a fost un om darnic. Sunt informații, cel puțin de la istoricii din Republica Moldova, că a stăruit mai mult pentru întăriri și mai puțin pentru danii, pentru daruri. Că ar fi oferit mai mult pentru biserici și mai puțin pentru boieri sau pentru militari sau pentru țărani. Da. Totuși era calculat, până la urmă. Da, fără... Putem să ne gândim și la acest. Fără îndoială, este un om darnic și dărnicia lui față de biserică trebuie privită în contextul resurselor și forței economice a Moldovei. Titoria unei mănăstiri și dotarea ei reprezenta probabil echivalentul tributului pe câțiva ani. Nu era o acțiune ușoară, era foarte costisitoare, după cum ridicarea cetăților însemna și ea cheltuieli importante, chiar dacă o parte din forța de muncă era gratuită, dar meșterii și bisericile și cetățile nu pot fi ridicate fără specialiști. Ștefan cel Mare însă încearcă să și cumpere și să recupereze proprietăți. Aici ar fi de discutat din nou despre viziunea lui de a reface forța economică a domniei, adunând fie ceea ce fusese înstrăinat înainte, fie chiar cumpărând, în condițiile în care noi vorbim mai puțin care a fost impactul social și economic al războaielor duse de Ștefan cel Mare asupra clasei boierilor, fie boierii mari, fie boierimea mijlocie și mică. Mulți au pierit, mulți au pierit, mulți au sărăcit și vânzările care sunt menționate, număr foarte mare în vremea lui Ștefan cel Mare. Sigur, nu este numai rezultatul dezvoltării economice a Moldovei, ci este și rezultatul faptului că realmente o parte din clasa boierilor mici și mijlocii au trebuit să își vândă proprietățile pentru că nu făceau față sau n-au mai făcut față obligațiilor militare. Pe de altă parte, și pentru populație, în perioadele îndelungate de război au însemnat privațiuni foarte grave și analizând, de exemplu, descoperirile monetare din Moldova din vremea lui Ștefan cel Mare, constat că populația are mai puține resurse financiare decât avea, de exemplu, în vremea lui Alexandru cel Bun. A fost un efort care a marcat societatea. Sigur, rezultatele se văd, dar efortul trebuie considerat ca un mare sacrificiu făcut de populația Moldovei. Cel puțin de la Ștefan cel Mare până la pace de la Cuciucă în Argei, Moldova a avut o configurație teritorială asemănătoare. Da. Mă rog, până la campania lui Suleiman I din 1538, când a pierdut sudul Basarabiei. Bugeacu și cu Tighina. Dar cu toate sacrificiile, cum a spus, care au fost mari impuse populației și tuturor categoriilor sociale, și-a construit un monument în conștiința colectivă a țării mai puternic decât orice alta. Spun
textele mai târzii, Călători străini, care au trecut prin Moldova. Este piatră, greu să nu-l amintească cineva. Orice piatră, orice cruce pusă pe un drum cu tare, cine l-a făcut? Ștefan. Ștefan cel Mare. S-a impus în memoria colectivă a țării. Și aceasta este... Se explică oarecum, într-un fel, această adorație pe care o reîntâlnim și în Republica Moldova? Am fost Basarabia? Da, sigur că da. A dat clipa cea mai bună a țării. Cu privațiuni, cu sacrificii, cu multe vieți pierdute, dar a dat Moldovei un statut excepțional pe plan intern și internațional. Vlad Țepeș este cel care l-a ajutat într-o măsură pe Ștefan cel Mare să obțină tronul Moldovei. Acesta nu l-a uitat mai târziu, chiar dacă între ei intervenise pentru o perioadă o răcire, un regres al relației. A fost ce a caracterizat această legătură Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, o strategie sau putem vorbi de un proiect unionist? După mine, gândită unionist, mai puțin. Nu vă referiți la biserică, nu? Da, Vlad Țepeș a fost catușar, putea susținut Năsturen, că și Ștefan cel Mare, care a venit din regatul ungar, intrarea lui în acțiune s-a făcut încă la sfârșitul zilelor lui Iancu de Hunedoara. Deci, acțiunea gândită de Iancu era, țara românescă avea, vrea să-și întregească pentru acțiunea anti-otomană cu Moldova forțele, de-aia l-a trimis la Vlad Țepeș. Vlad Țepeș l-a ajutat să intre. Și în primii 2 ani de domnie, Ștefan a rămas fidel acestei. După aia a considerat că e mai bine să revină la legătura polonă și atunci lucrurile au continuat fără ciocniri, dar în 1462, când Vlad Țepeș a intrat în război cu turcii, cu sugestie polonă, a încercat prima oară să ia Chilia, unde erau însă trupe ungurești, probabil, lăsate de... Garnizoană. În 1448, Iancu de Hunedoara a pus o garnizoană ungară acolo. Iar în 1465 a reușit să o ia. Vechi discuții în istoriografia română a fost nerecunoștință de ce a făcut asta Ștefan cu tare, cu tare. Rațiunea pozițiilor geopolitice diferite și... Oricum, da. În 1462 Vlad Țepeș nu mai conta la țara românească, e vorba de Radu cel Frumos. Vărul, într-un fel al lui Ștefan. Da, a început conflictul. Da, în 62. În 62. Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica. Domnule profesor Șerban Papacostea, domnule director Ernesto Bolană Târnoveanu, vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj, Radu Sima și Alexandru Balaban. Regia de emisie a fost semnată de Loredana Pasi și Monica Zaharia, consultant științific, dr. Olga Sandu. Sunt George Popescu, aici Radio România Actualități.